Doamne ajută iubiți credincioși, bine ne-am reîntâlnit la o nouă emisiune Drumuri Spirituale. Ați ținut ieri post? Da, ei, am glumit. Uite, săptămâna aceasta, pentru că ieri a fost praznicul tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, se întâmplă să avem o săptămână extraordinară, nu cu două, ci cu trei zile de post. Ne prinde bine. Este și vară și e mult mai ușor de ținut postul vara. Spun mulți. Acum, cel care prețuiește postirea o vede firească, nu mai vede nefirească, nu mai vede că este grea sau ușoară, ci face parte din modul său de a viețui. Suntem nu de luni, iată, în capitolul Mărturisire. Și am rămas la cuvântul Sfântului Paisia Ghioritul, care ne spune așa: mărturisirea pierde drepturile diavolului. Tot de la Sfântul Paisia Ghioritul știm și de la Părintele Arsenie Papa Cioc și de la mulți alți sfinți părinți, nu? Că diavolul are putere asupra omului atât cât îi dă omul. Și când îi dă omul drepturi diavolului, atunci când primește gândul, ispita, instrumentează diferitele trepte urcând în păcat și ajunge la faptă, sau și mai mult repetă fapta, repetă o dată, de două ori, de trei ori, după care se instalează și plăcerea acelei fapte rele, ajungându-se, iată, chiar la patimă. Vedem că, iată, există chiar un urcuș treptat în acordarea de drepturi diavolului. Ei, atunci putem să spunem că fie radical, fie treptat, câte o treaptă sau câte trei, cum reușim, putem să reducem sau să anihilăm aceste drepturi pe care le dă omul diavolului prin mărturisire. Și ea se leagă de cele pe care le-am mai discutat și luni, de modul în care ne asumăm spovedania. Atunci când mărturisim păcatul sincer, când ne pare rău de cele săvârșite și ne hotărâm a nu le mai face, putem să reușim să tăiem din prima toate drepturile diavolului. Se întâmplă, după cum se și constată de facto, că din când în când unele dintre ele, cu ajutorul Dumnezeu, chiar din prima spovedanie, omul reușește să le eradicheze, să nu le mai facă deloc. Dar sunt altele pe care, din slăbiciune, din faptul că acele păcate au dobândit rădăcini foarte, foarte adânci, nu le părăsesc, ci din contră, uneori chiar le fac mai cu ardoare. Chiar la un moment dat a venit și mi-a plăcut această stare, măcar de sinceritate și de constatare a stării. S-a privit cu multă obiectivitate pe sine. Zice: părinte, am înțeles să mă cunun și m-am cununat să nu mai fac avorturi și n-am să mai fac cu ajutorul Dumnezeu niciodată în viața mea. Am lăsat și fumatul, cum m-ați povățuit. Păcate grele până acum. Dar nu reușesc să scap de bârfă. Dacă e să comparăm bârfa cu celelalte trei păcate enumerate, pare să fie un păcat cu mult mai mic. Ei, de fapt ne dăm seama că gravitatea unui păcat nu este dat atât de acțiunea specifică păcatului, cât de adâncimea rădăcinii cu care este prinsă acel păcat sau acea patimă, nu? Forma crescută a păcatului, forma agravantă și agravată a păcatului, cum reușim să scoatem această rădăcină, cum să scăpăm de ea? Păi,
mi-aduc aminte că atunci când eram mic și încercam să fac și cele ale grădinăritului din când în când, mi-era ciudă că dând cu săpăliga făceam curat în grădină, se duceau buruienile și vedeam că în același loc unde dădusem cu sapa, buruiana iese din nou. Mi-a explicat mama atunci un lucru, că rădăcina a rămas în pământ și tot udată de ploaie sau atunci când udam celelalte plante din grădină, aceea se hrănea și ea și din nou învia și creștea. Varianta era fie să tot o tai, s-o tai până când, nemai hrănindu-se, nemai având bucătăria care este frunza și care să hrănească chiar și rădăcina, să o adâncească ușor, ușor aceea să se usuce, să se stafidească și mai apoi să putrezească și să se facă pământ și atunci, iată, printr-o susținută privire cu sapa în timp să se ducă, fie lăsând-o să crească puțin cât să poți să o apuci, să o smulgi din rădăcină. Era poate puțin mai greu. Acum, și păcatul și rădăcinile lui adânci. Avem cele două variante. Fie smulgerea violentă din suflet și aruncare, rămâne o rană în pământul sufletului, rămâne acolo o gaură, până se vindecă, e cu dureri mari, fie susținut mărturisită, de fiecare dată și astfel ușor, ușor cu părerea de rău care te face să nu lași să iasă la iveală, să nu se vadă păcatul, cauți când mijește ispitirea, când mijește dorința de a face păcatul, să te duci repede, să tai, să-l spovedești, ușor, ușor reușești, iată, să diminuezi forța acelei rădăcini, acelui păcat până la anihilare. Și astfel, prin spovedanie susținută, repetată, iată, cu ajutorul lui Dumnezeu, tai drepturile pe care le-ai dat cândva diavolului. Este mare această minune pe care Dumnezeu, prin Fiul Său, a lăsat-o în biserica sa, iată, de folos omului în lucrarea de mântuire. Spovedania. Mare minune. Oamenii s-au îndepărtat de taina mărturisirii și de aceea sunt sufocați de gânduri și de patimi. Păi dacă acele buruieni cresc și se dezvoltă, normal că sufocă. Și vedem că omul se schimonosește. Este puțin antitetic. Omul s-a dezvoltat foarte mult. Pe curbă, reprezentând, să spunem așa, chiar asimptotic, așa către în sus, foarte repede. S-a dezvoltat ca și civilizație, ca și condiții de viață, ca și mijloace de comunicare. Foarte mult, inimaginabil acum un secol. Pentru cei de acum un secol, ce se întâmplă astăzi, sunt subiecte de științifico-fantastic clar. Astfel, totuși, dezvoltându-se omul, cu sufletul a cam luat-o în jos. Nefiind de vină civilizarea, sunt unii care le pun în antiteză civilizația și progresul cu urcușul duhovnicesc. Dacă una a crescut, cealaltă a descrescut, dar nu din vina una nu sapă pe cealaltă. Este și asta o mare ispită, pentru că amândouă, și creșterea duhovnicească și creșterea în civilizație, de fapt, dacă ar fi unite bine, ar însemna respectarea poruncii pe care Dumnezeu a dat omului de a crește.
Dar, ca diavolul să biruiască, caută, înțelegând folosul urcușului ca om și ca civilizație și ca stare duhovnicească, caută să pună aceste două în antiteză și astfel să rupă omul. Să-l rupă ca individ și ca societate. Nu este firesc pentru că îi dăm voie să facă acest lucru. Trebuie să înțelegem că tot ce țin de progresul științei, al civilizației, sunt de mare folos omului și atunci trebuie să le folosim ca atare. Când s-a descoperit focul sau roata, cât de mult au ajutat pe om. Chiar și în urcușul duhovnicesc, pentru că au fost folosite cum se cuvine. Când n-au fost folosite cum trebuie, când au fost folosite cum nu trebuie, au fost spre pierzarea omului, atât duhovnicește cât și trupește. La fel și civilizația și tot ce înseamnă descoperiri tehnice, științifice, care au această menire de a îmbunătăți, să spunem, traiul omului de zi cu zi, ele trebuie folosite cum se cuvine. Și cunosc oameni care au înțeles acest lucru și care chiar se folosesc cum trebuie de absolut toate căile de comunicație, de înlesnirea muncii, muncesc foarte bine pământul, sau alții care lucrau croitorie, s-au dotat foarte bine cu utilaje specifice, se folosesc și de calculator și astfel și-au ușurat munca, au diversificat ceea ce produc, au îmbunătățit rezultatul muncilor și astfel au timp și să se roage, au și ce le trebuie pentru viață duhovnicească, au cum să postească mai bine, au din ce să facă o jertfă pentru sufletul lor la biserică, cu cei săraci. Și uite așa, omul progresează. Dacă este într-un echilibru. Au fost situații când omul civilizat a pus atât de mare preț pe tot ce înseamnă civilizație și lăsându-se în ispita de a pune în antiteză urcușul duhovnicesc cu urcușul civilizației și al societății, să vadă lucrurile greșit. Ei, de aici și rezultatul individual și social al omului. Ce avem deci de făcut? Este să căutăm să nu dăm dracului nimic. Nici civilizația, nici urcușul duhovnicesc. Căutând să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate și să le folosim pe toate spre urcușul nostru duhovnicesc, spre interesul nostru. Pentru asta trebuie să ne iubim mai mult. Trebuie să ne iubim pe noi înșine. Descoper ca duhovnic această mare problemă la noi, la toți. Nu prea ne mai iubim pe noi înșine așa cum se cuvine, în buna măsură plăcută lui Hristos. Oamenii fie se iubesc pe sine mai mult decât pe oricine, dezechilibru clar, abatere de la cuvântul Mântuitorului Hristos, care ne spune să iubim pe aproapele ca pe noi înșine, cuvânt care creează echilibru, te iubești pe tine mai mult decât pe celălalt, sau dezechilibrul invers, când iubești mai mult pe aproapele decât pe tine însuți. Aici se mai naște și un soi de mândrie pseudo-duhovnicească, gândind că faci asemeni Mântuitorului Hristos. Nu, lasă-L doar pe Hristos să facă cele ale lui Hristos, care într-adevăr s-a jertfit pe sine, s-a dat pe sine pentru lume. Păi da, Sfinții nu au făcut la fel, mi-a zis cineva când am vorbit acest lucru. Ba, aparent, da. Dar aceia, de fapt, au ajuns să înțeleagă jertfa din perspectiva iubirii de sine. De-abia atunci jertfa sa a căpătat sens, când el pe sine s-a iubit atât de mult încât a vrut să se mântuiască, a vrut să se dăruiască lui Hristos din iubirea sufletului său. Sfinții dintre toți oamenii s-au iubit cel mai mult.
pe sine. Cum? Că îl vedem că s-a jertfit. Vezi, aici este diferența de perspectivă. Pentru că același a iubit sufletul său și a dorit să și-l mântuiască și l-a curățit de păcate și a ajuns să prețuiască valori și virtuți pe care le-au practicat, care pentru noi par a fi jertfă, dar pentru ei erau mijloace de curățire și de desăvârșire, nu le vedeau ca pe niște jertfe, iar noi le vedem ca pe niște jertfe și le lăsăm așa. Avem această perspectivă asupra lor, fiind noi într-o greșeală. Pentru că în momentul în care vezi că e o jertfă, parcă n-ai vrea să faci acel lucru pentru că pare a fi greu. Și de aici, de fapt, nu te iubești pe tine, nu vrei să te mântuiești sau nu vrei să-i placi lui Hristos și nici aproape lui. Așa ar trebui să punem cumva problema. Dacă vrem să ne iubim autentic și să dăm sens tuturor celor ce înseamnă în viața noastră urcuși, duhovnicesc, material, mental, profesional, social, din toate punctele de vedere. Mi-a mai zis cineva, pe cum că biserica spune că sărăcia e de mare valoare? Ușor. Am îndrăznit să-i spun, nu, spune ceva ce nu știi foarte bine. Dacă privim din perspectiva călugărului care alege sărăcia de bunăvoie ca mod de viață, este un lucru. Dar dumneata nu cumva ești cununat? Ba da, băi, am vreo 13 ani de când sunt cununat, părinte cu soția și avem doi copii, mă, să vă trăiască, ne bucurăm. Dar la slujba nunții tale ai fost cumva atent? N-ai fost atent când preotul spune binecuvintează-i pe dânsii Doamne Dumnezeu nostru, precum ai binecuvântat pe toți acei părinți și femei sfinte pe care le pomenim în slujba cununie, umple casele lor de grâu, de vin, de unt de lemn și de toată bunătatea ca să dea și celor lipsiți. Mai spune la un moment dat preotul în cununie, în slujba cununie, binecuvintează-i cu toate bunătățile tale cerești și pământești. Se afurisește bogăția cea materială sau se pune la rang de mare binecuvântare de la Dumnezeu pentru cei căsătoriți, pentru cei care muncesc, pentru cei harnici, pentru cei care se iubesc cu adevărat și folosesc toate acestea cum se cuvine, nu spre demolare, ci spre binecuvântare în continuare, binecuvântarea, toate binecuvântările pe care le primim de la Dumnezeu, dacă le și folosim cum se cuvine, sunt surse la rândul lor de alte binecuvântări. De aceea a și dat, să zicem, secretul, nu e vorba de un secret, a dat omului mecanismul cum să-l folosească, îi spune, le-a spus de la cununie, umple casele lor de grâu, de vin, de unt de lemn și de toată bunătatea ca să dea și celor lipsiți. Este mijlocul de a folosi binecuvântarea pentru a primi altă binecuvântare și altă binecuvântare și astfel omul crește și individual și social. Mă rog, este modul în care ne folosim de toate binecuvântările și căutăm numai decât să urcăm duhovnicește, să urcăm materialmente, să urcăm social, să urcăm profesional. Toate urcușurile noastre, dacă sunt făcute în, cu și pentru Hristos, sunt de folos. Cele care n-au treabă cu Hristos sau sunt potrivnice, nu sunt cu Hristos, sunt împotriva lui Hristos. Și de fapt, împotriva omului. Așadar, nu să ne îndepărtăm, ci să ne îndreptăm către taina mărturisirii pentru a nu mai fi sufocați, ci pentru a respira liber și curat. Și astfel, dezvoltându-ne liber, curat,
să putem să ne bucurăm de darul pe care Dumnezeu ni l-a dat, numit viață. Ca cineva să simtă odihna, trebuie să doarmă. Ca cineva să simtă odihna, trebuie să arunce gunoaiele din lăuntrul lui. Numai atât, discutând din tot cuvântul și privind în gust lucrurile, nu sfătuim acest, da, mă rog, vedem cât de important este când te pui să te odihnești, să dormi, pentru a te odihni de osteneala trupului. Ca să simți odihnă, trebuie să arunci gunoaiele din lăuntrul tău. Seara înainte de culcare, să arunci tot și să îndrepți tot ceea ce ai produs ca gunoi. Iei punga și o arunci. Cum se face asta? În primul rând, să determini, să vezi care sunt gunoaiele. Să faci o introspecție a simțirii, rațiunii și voinței tale. Să ții cont de cuvântul Sfântului Apostol Pavel, care spune, iată, apune soarele, să nu apună soarele în mânia ta. Și astfel, ne lăsând soarele să apună în mânia ta, dacă cumva te-ai supărat pe cineva sau ai supărat pe cineva, să rezolvi problema până la apusul soarelui, să te împaci cu acela cu care te-ai supărat sau l-ai supărat sau te-a supărat. Indiferent cum, să faci pace numai decât până seara, până te pui să adormi. Și astfel ai scos toate gunoaiele la o parte, toate greșelile ca o să ți le repari, sau toate micile greșeli, să spunem așa, neatențiile și rezultatele neatențiilor pe care le-ai fi avut în acea zi, le dai la o parte și cauți să fii atent mâine să nu le mai repeți. Și așa reușim ca astăzi să fie mai bună decât ieri, ca zi. Și mâine, în consecință, la rândul ei, mai bună decât azi. Și uite, așa crește omul. Având grijă ca odihna să-i fie de mare folos, să fie autentică, să simtă odihna. Acest lucru se va întâmpla prin somnifere. Nu? Acest lucru se va întâmpla prin mărturisire. Așa dai gunoaiele la o parte. Păi cum să mă duc seara să mă spovedesc? Ce bine ar fi să ai duhovnicul la îndemână. În mănăstiri e posibil acest lucru. Vedem că toți viețuitorii care sunt foarte responsabili se spovedesc de câteva ori pe săptămână. Sau o dată la săptămână, sau de fiecare dată când simt că au ceva pe suflet. Se duc repede, că au duhovnicul acolo în mănăstire și se spovedesc. Păi și ce, noi nu avem duhovnic? Cu toții avem duhovnicul la îndemână. Toți preoții în parohiile lor nu spovedesc doar la finalul postului. Ma, nu doar atunci. Ori de câte ori este nevoia. De aceea există, dacă ne uităm pe site-urile bisericilor sau pe afișul de la ușa bisericii, există, pentru că avem această deschidere către fiii noștri, cei duhovnicești, contacte, posibilități de a contacta duhovnicul, număr de telefon, e-mail, mai nou Facebook și toate cele. Reușim, putem să intrăm în contact cu duhovnicul și să cerem o întâlnire pentru spovedanie. Sunt oameni grijulii care se spovedesc la săptămână, la două săptămâni, la trei săptămâni. Nu ajung să stea până la 40 de zile sau din post în post nespovediți. Nu. Pentru că au început să simtă acea odihnă pe care ți-o dă, și confort lăuntric pe care ți-l dă curăția cămășii celei de lumină a sufletului. Omul, deschizându-și inima înaintea duhovnicului și spunându-și păcatele, face un lucru că își spune păcate, se smerește și astfel poarta cerului se deschide și harul lui Dumnezeu vine din prea plin și îl eliberează. Vine puhoi și te spală
și te înălbește. De mare folos este spovedania. Dacă am înțelege, Doamne, cred că preotul n-ar mai avea timp nici de emisiune. Preotul ar sta de dimineață până seara în biserică. Ar fi de mare folos. S-ar simți de folos. Și oamenii ar fi curați. Iar lumea, un rai. Se poate, numai să vrem. Este bine să nu săvârșești păcatul, dar când îl faci, nu îl ascunde, ci mărturisește-l de grabă. Mamă, cât de practic sună acest sfat. E bine să nu calci în băltoacă, să nu te stropești cu noroi. Dar dacă te-ai murdărit, du-te, chiar dacă se vede păcatul sau nu se vede, îl ții la intimitate, nu-l arăți. Dar arăți cui trebuie mașinii de spălat. Acolo nu te mai rușinezi. Te rușinezi poate de oameni că ai făcut păcatul și asta nu-i rău, ca să nu-ți mintești. Dar nu-l ascunzi față de mașina de spălat, că atunci s-ar putea să strici haina dacă nu-l bagi la spălat. Nu bagi haina la spălat. Lăsând-o cu mizeria pe tine, mizeria aia, știți că e bine, spun gospodinele, da? Și practica aceasta a curățirii hainelor. Că atunci când e pata proaspătă, atunci e bine să intervii. Ai șanse mari să depărtezi definitiv acea pată. Cu cât o lași mai mult pe țesătură, cu atât mai mult își lasă urme pată atunci când cauți să o îndepărtezi mai tardiv. Să înțelegem acest lucru de grijă pentru haina sufletului. Păcatele se șterg prin mărturisire. Sună ca o teoremă, ca o definiție. Este adevărat. Adică altă șansă nu avem să curățim haina decât să o spălăm. Altă metodă de a scăpa de păcate nu avem decât cea pe care Hristos ne-a lăsat-o, slavă Lui, la dispoziție, spovedania. Un om poate să ascundă de alții, să se ascundă de alții oameni, nu însă și de Dumnezeu. Dacă ne rușinăm de oameni, cu mai mult trebuie să ne rușinăm de Dumnezeu, care le cercetează pe cele care se întâmplă într-un ascuns sau într-un întuneric. Spuneam puțin și mai devreme că, da, cumva înțelegem rușinea față de oameni pentru a nu-i zminti. Și astfel fugim repede la spovedit. Pentru că nu ne rușinăm de Dumnezeu. Rușinea față de Dumnezeu trebuie să fie frâna, frâul care te ține să nu faci păcatul. Dar odată făcut păcatul acela, ca să ajungi să pui din nou frâul care trebuia să-l pui rușinea, nu fă invers lucrurile punând rușinea înaintea lui Dumnezeu, între tine și Dumnezeu, frână pentru mărturisire. Pentru că atunci faci lucrurile invers, anapoda, împotriva ta. Dacă nu ai frână de la păcat, dobândești frână de la păcat neînfrânându-te în a-ți mărturisi păcatul. Mărturisește-ți-l cu toată sinceritatea, cu toată părerea de rău și cu toată determinarea de a nu mai face, și astfel frâiele care se te țină în a nu face păcat se întăresc, devin din ce în ce mai puternice și mai iscusite, mai fine în călăuzire mai apoi. Pentru că știm noi că frâiele în conducerea animalului de tracțiune are și rol de oprire și rol de direcție.
să înțelegem, să ne fie de folos. Doamne, ajută, iubiți credincioși!